Uneori ne aflăm într-o parte, iar viața noastră este în cu totul și cu totul altă parte. Și nu știm cum să facem sau pe ce drum ar trebui să o luăm, ce uși ar trebui să lăsăm închise și ce uși ar trebui să deschidem ca să ne continuăm drumul, ca să ne găsim până la urmă echilibrul și de foarte multe ori sensul, să înțelegem de ce suntem astăzi aici și ce putem face noi cu noi înșine. Pentru că, da, în viață sunt anumite uși care trebuie închise definitiv, dar nu trebuie să uităm că le-am deschis și nu trebuie să uităm ce am găsit acolo după ce am deschis acea ușă, tocmai ca să înțelegem de ce trebuie să rămână închise definitiv. Pentru că, da, sunt atât de multe suflete, atât de multe trăiri, atât de multe lucruri în această viață care au nevoie de noi, au nevoie de încrederea noastră, au nevoie să mai credem că o putem lua de la capăt. Dar sunt și oameni, sunt și situații și trăiri care nu doar că nu au nevoie de noi, dar ceea ce știu cel mai bine să facă este să ne încuie pe noi, să ne distrugă și să ne ia viața sau ceea ce ne-a mai rămas din ea după ce ușa pe care am încercat să o deschidem s-a dovedit a fi un zid. De aceea este pe atât de important să putem să o luăm de la capăt, pe cât e de important să înțelegem că unele situații nu trebuie să mai fie niciodată reîncepute, reluate de noi și că, da, avem nevoie să ne iertăm și avem nevoie să iertăm tot ceea ce s-a întâmplat până în acest punct al vieții noastre, dar trebuie să facem diferența între ceea ce poate și are loc în viața noastră, respectiv ceea ce nu mai poate fi niciodată despre noi. Pentru că sunt situații în care suntem noi blocați în trecut, dar sunt și situații în care suntem blocați în momentul prezent, pentru că nu acceptăm să lăsăm viața să ne arate ce are de oferit în afara momentului trecut. Ni se pare că noi știm mai bine, ni se pare că lucrurile pot să meargă doar într-o anumită direcție, că dacă nu este meseria pe care noi am ales-o, omul pe care noi l-am iubit, starea pe care noi ne-am dorit-o, nu o să mai fie nimic altceva. Ei bine, viața tocmai despre asta este. Despre a înțelege că întotdeauna nu ajungi unde te aștepți, nimic nu este așa cum ți-ai programat să fie și viața este mai bună, dar și mai rea decât ți-ai imaginat tu, însă tu ești cel care alege care parte va fi dominantă în viața ta. Cum alegi? Prin ceea ce faci, prin ceea ce simți, prin ceea ce gândești și, foarte important, ne alegem viețile în funcție de ușile pe care le lăsăm închise, respectiv ușile pe care le deschidem. Pentru că, da, atunci când se închide o ușă, se deschide o fereastră, dar dacă fereastra sufletului tău nu este curățată, dacă nu este curată de neiertare, de frustrare, de furie, vei descoperi că te-ai încuiat pe din afară și că până la urmă nu te uiți pe fereastră, ci te uiți spre zidul de defensivă emoțională pe care l-ai ridicat în calea celorlalți. Pentru că, da, cea mai mare provocare pe care o avem în această viață este să continuăm să o trăim chiar și după ce nouă ni se pare că gata, s-a terminat, că nu mai este nicio șansă, că nu mai avem cum să ne revenim. Dar adevărul este că nimic din ceea ce se întâmplă în trăire nu se termină niciodată. Doar mintea, limitată de timp, poate să creadă asta. Însă sufletul știe că nu există sfârșit, ci există doar transformare. Și această transformare este ceea ce noi trăim pe parcursul întregii noastre vieți. Și suntem cei care greșesc, suntem cei care iartă, suntem cei care învață,
pentru că viața are grijă să ne pună în poziția tuturor oamenilor pe care i-am judecat vreodată și să ne spună: tu ai fi fost mai rău, tu n-ai fi făcut la fel de bine sau tu ai fi făcut același lucru dacă erai în situația acestui om. Dar viața ne pune și în situația în care ne spune: tu nu ai fi făcut niciodată ce a făcut acest om. Pentru că unii oameni și-au pierdut, și-au abandonat sufletul. Și atunci când te atingi cu sufletul tău de acești oameni, descoperi un lucru foarte ciudat și sufletul tău este în pericol. Și atunci, a îți salva sufletul devine singura decizie pe care poți să o iei. Pentru că, da, sunt în această viață porți la care ai bătut odată sau de mai multe ori și care uneori s-au deschis, dar te-au făcut pe tine să te închizi în tine și ți-au închis toate posibilitățile. De aceea, capacitatea noastră de a ne opri chiar atunci când suntem în pragul unei decizii greșite, de a bate la poarta nepotrivită, care între timp s-a transformat în zid, și de a lăsa acel lacăt pus acolo unde l-am pus, fără să-l mai dăm la o parte, reprezintă de foarte multe ori adevărata vindecare. Pentru că, da, sunt capitole din viața noastră pe care le-am închis cu un motiv. Sunt oameni care au plecat din viața noastră pentru că dacă ar fi rămas, noi nu am mai fi fost în viață. Și atunci, alegerea unica pe care poți să o faci este aceea de a merge mai departe și de a face un pas înainte, spre viitor, dinspre trecut, dinspre ușa închisă. Un singur pas este suficient ca să-l vezi pe următorul și să ai puterea de a urca treptele devenirii tale și să ai puterea să o iei de la capăt. Să o iei de la capăt cu deplină iertare a tot ceea ce a fost și cu bucuria noului început. Pentru că da, fiecare dintre noi merităm un nou început. Și fără început nu putem să iertăm sfârșitul. Dar fără să acceptăm sfârșitul nu va fi niciodată nou început. De aceea, da, trebuie să știm cine are cheia sufletului nostru și mai ales să nu rămânem noi încuiați pe din afară, fără ceea ce suntem și fără să știm cine suntem. Pentru că de acolo înțelegem că nu toate ușile care se deschid sunt cele potrivite pentru noi. Și da, sunt uși care se închid în viața noastră, capitole despre care nu am fi crezut niciodată că vor fi încheiate, dar care ne redau pe noi nouă înșine și care ne deschid, practic, o nouă posibilitate, aceea de a vedea ce este dincolo de tot ceea ce spuneam noi că reprezintă viața noastră. În clipa în care facem doar un singur pas către tot ceea ce se deschide în viața noastră, realizăm că trecutul este ceea ce ne-a adus astăzi aici, dar viitorul este ceea ce ne motivează să mergem mai departe. Și această motivație trebuie să aibă la bază, în primul rând, credința că sufletul nostru știe exact ceea ce face, știe exact de ce anume avem nevoie, dar sufletul știe și de ce anume nu are nevoie. Așa că lasă astăzi să plece din viața ta, din simțirea ta și din tot ceea ce tu ești, tot ceea ce tu nu mai poți să fii, tot ceea ce tu astăzi ai reușit să vindeci. Pentru că de multe ori ne întoarcem vindecați către un capitol nevindecat din viața noastră, crezând că va fi altfel. Dar nimic nu poate fi decât ceea ce este. De aceea și noi putem alege astăzi să fim iertarea, pacea, iubirea pe care atât de mult le-am căutat poate în trecut și nu le-am găsit. Dar astăzi, în momentul prezent, dacă alegem să ne ascultăm sufletul, începem să vedem că tot ceea ce s-a întâmplat în trecut a avut scopul de a ne aduce în momentul prezent și că toate ușile închise, de fapt, erau o formă de redirecționare divină către ceea ce urma cu bucurie să fim.